simplu. Echipamentul are toate butoanele la purtător, pe, se întâmplă pe ecran. Folosim un simplu băț de lemn, nu e un pen special, de o transparență. Astfel încât oricând profesorul foarte ușor, atât să scrie orice, evident să-și modifice grosimea scrisului, să sublinieze. Eliminarea lecției este culoarea corpului, da? Bun, dar este numai o activitate, deci nu este o lecție întreagă, nu vreau să vă țin atât cât îi țin pe elevi, da? Nu-i țin în pauză. Deci ne imaginăm, fiecare subpixel emite câte o lumină, de culoare roșie, verde și albastră. Hai să ne jucăm acum să le combinăm, da? Să combinăm roșu la valoarea maximă, deci mutați cursorul la roșu, verde și albastru, la intensitate maximă. Și observați că ochiul, percepția ochiului, percepția culorilor de către ochi, se produce prin combinarea celor trei lumini, roșie, verde și albastră. Ce vede ochiul, da, ce percepe ochiul, este alb. Profesorii ambasadori vor da mai departe o curiculă către alte grupe de profesori, în mod frecvent, din lună în lună, începând cu toamnă, și iar ei dânsii vor fi încurajați, profesorii, odată ce vor fi inițiați în a utiliza un set de instrumente digitale, să creeze conținut digital. Și conținutul digital încet încet să-l vărsăm în platformele consacrate. Nu vom crea noi o platformă dedicată, separată, ci vor utiliza platformele existente. O clasă smart Samsung are în dotare următoarele. O tablă interactivă de 85 de inci, un flipchart digital de 55 de inci, 16 tablete, scaunele educaționale, tableta profesorului ambasador, o cutie unde depozităm și încărcăm echipamentele și un monitor smart care va putea, să spun, afișa conținutul tabletei profesorului. Cum ți s-a părut această oră, chiar dacă a fost mai scurtă, de fizică? Foarte interesantă. Sunt de părere că învățământul actual din România are nevoie de o digitalizare și de dotări, pentru că materia e mai învechită, dar nu crede apărat, dar dacă am avea dotările necesare, am putea să învățăm mult mai ușor și ar fi mult mai bine pentru noi, cumva, să intrăm în era în care suntem și pe parte de școală, nu doar pe partea de acasă și de butonat telefonul. Noi avem cam 6 ore pe zi în care trebuie să participăm la ore. E bine, modul clasic face ca acea zi să fie destul de monotonă și de aceea, de multe ori, la ultimele ore, se cam pierde interesul. Ei bine, prin aceste dispozitive, mi se pare că putem face adică profesorile pot face mult mai interesante, mult mai interactive, mult mai animate și atunci, practic, acea problemă a lipsei de energie va dispărea și va face ca școala să fie plăcută și până la ora 2-3, cât stăm. Lucrurile devin destul de monotone și consider că acest tip de tehnologie ne-ar stârni interesul nouă elevilor să fim atenți, să încercăm să învățăm cu adevărat, pentru că nu este de ajuns doar o tablă și un caiet și trebuie să fim atenți, să scriem, să prindem fiecare cuvânt. În acest mod, cu tehnologia aceasta, vom fi mult mai implicați la ore, spun eu. Cum vi s-a părut această experiență? Oh, minunată! Adică, în momentul de față, îmi dau seama că acesta e următorul pas. De altfel, nici nu știu dacă e următorul pas și deja nu s-a făcut pasul, pentru că nu mai funcționează. Noi trebuie să îmbinăm, să echilibrăm tradiționalul cu digitalizarea. Doamna directora Colegiului Național Mihai Eminescu, Livia Muntean, este cea care m-a contactat în legătură cu participarea la acest proiect. M-am simțit onorată, având în vedere că ideea de ambasador Samsung este ceva extraordinar, care responsabilizează. Nu este doar o predare simplă a lecțiilor, ci ea include aceste echipamente moderne cu care noi nu suntem foarte obișnuiți, dar care se pot folosi într-un mod foarte intuitiv și sunt foarte, foarte ușor de utilizat. Elevii cu siguranță vor fi încântați și ne dorim să avem cât mai curând în toate seriile de clasă asemenea dispozitive. Elevii noștri au tehnologia la degete. Pentru ei dispozitivele sunt ca și o prelungire a propriilor lor corpuri. Prin urmare, trebuia să găsim o variantă să ne adresăm acestei generații pe limba pe care ei să o înțeleagă, respectiv prin toate aceste dispozitive moderne.